Ucraina intenționează să își înceapă luni faza a doua a retragerii trupelor de pe linia de contact cu separatiștii proruși din estul țării, a anunțat joi președintele Volodymyr Zelensky. Retragerea din împrejurimile orașului Petrivski va urma la două săptămâni după prima etapă a dezangajării promovate de Zelensky pentru încetarea luptelor. De menționat că șeful statului vecin a anunțat acest lucru, avându-l alături pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a declarat la rândul său că și Rusia ar trebui să își îndepărteze militarii și echipamentele de pe teritoriul ucrainean, felicitându-l totodată pe Volodymyr Zelensky pentru angajamentul ferm față de reglementarea pașnică a conflictului. Amintim că conflictul s-a declanșat în contextul reorientării spre Occident a fostei republici sovietice aflate în sfera de influență tradițională a Moscovei, care și-a exprimat ulterior sprijinul față de separatiști, reprezentându-i pe aceștia până și la negocierile de pace internaționale. ONU estimează că în cei 5 ani de conflict și-au pierdut viața aproximativ 13.000 de oameni.